Baza nautică de la Bascov a găzduit o nouă competiție de anvergură la caiac canoe, unde au participat sportivi din mai multe țări: SUA, Mexic, Croația, Moldova, Austria, Franța, Serbia și România. În clasamentul general, țara noastră a ocupat locul întâi, fiind urmată de SUA și Moldova. Printre sportivii ce s-au clasat pe podium s-au numărat Robert Rotaru și Răzvan Rotaru de la CSM Pitești. Primul a obținut argintul în proba de caiac 2 pe distanța 200 de metri, cel de-al doilea clasându-se pe locul 3 la 4 ori 1000 de metri. La Bascov, lucrările de modernizare făcute vor permite desfășurarea fără problemă a două competiții mari. În toamna lui 2015, campionatul european de caiac canoe pentru junior și tineret, iar în 2017 este programat campionatul mondial de caiac canoe.